Primăria din Târgu Lăpuș a primit în dotare un utilaj de ultimă generație pentru rezolvarea problemei create de vegetația moartă de la marginea pășunilor. Tocătorul de crengi adus din străinătate are dimensiunea unei remorci și înlocuiește metoda anevoioasă de până acum, când angajații primăriei erau nevoiți să taie și să incendieze resturile de vegetație rezultate în urma cosmetizărilor. Contextul e dat și de datoriile adunate de primărie atât la gaz cât și la curent, însă după trecerea la centralele cu lemn, la școli, primărie și instituții, s-a dovedit că alegerea a fost potrivită. Cu a doua sursă de energie asigurată în biomasă, adică energia asigurată din igienizarea pădurilor, respectiv colectarea spinilor, tocarea lor și introducerea acestei centrale ca să nu mai folosesc la aceste edificii gazul. Primarul spune că angajații primăriei au început de anul trecut să adune lemnul de pe pășuni și tot felul de lemne, cioate și bușteni de pe la școli, ba și de la agenții economici. A fost achiziționat un utilaj de crăpat și acum se trece la faza în care vor face în același timp curățenie în pădurile comunale și pe pășuni și aprovizionarea cu combustibil pentru iarnă. Am gândit panouri fotovoltaice, adică folosirea energiei soarelui, pe o zonă de 4 hectare în zona pășunilor vârtoape. Câmpul de panouri solare ar urma să se întindă pe o suprafață de 4 hectare de pășune, ceea ce ar asigura energia electrică pentru instituțiile publice din Târgu Lăpuș, școli plus iluminatul public, ceea ce ar da aproape independență energetică zonei.